25 de familii aflate în dificultate din județul Ialomița au beneficiat de ajutoare de la Crucea Roșie Română și reprezentanții unei companii de telecomunicații cunoscute. Astfel, bătrâni, copii, familii cu venituri reduse au primit alimente și lemne de foc, în speranța că acest gest le va îndulci un pic viața marcată de greutăți. Prima oprire a voluntarilor de la Crucea Roșie a fost în comuna Mărculești. În județul Ialomița, beneficiarii au fost selectați în baza listelor primite de la primării. Aceștia au primit pachete alimentare de aproximativ 13 kg fiecare, dar și 1000 de kilograme de lemne, atât de necesare pe durata iernii. O parte din alimente au fost asigurate prin programul Banca de Alimente, iar voluntarii au luat la pas fiecare casă pentru a aduce bucurie familiilor greu încercate. Am adus niște alimente ca să vă țin așa pe o anumită perioadă. Da? Da. Au mai fost oameni la dumneavoastră care să vă aducă? Ce, nu? Nu? E prima dată? Da. Astăzi o să mergem în mai multe zone, să ducem la 100 de familii. Da. Pe lângă alimente și lemne, le ducem și căldura noastră sufletească. Și sper să facem, să aducem bucurie în fiecare casă. Da. Sprijinul partenerilor noștri, ca în fiecare an, și mă refer aici la Telecom, am primit o donație prin care vor să ajute 100 de familii din 4 județe, cu lemne și alimente, clasic, pungă de alimente neperisabile. Țintele au fost stabilite împreună cu primarii, cu autoritățile locale. E nevoie peste tot ajutor și de sprijin. Foarte mulți bătrâni care nu au cu ce să se încălzească. Vă spun, am văzut în anii anteriori săracii și-au pus și gardurile pe foc. Am făcut și noi lobby pentru cele două județe de aici din sudul țării, Ialomița și Călăraș, și am reușit să le punem pe lista județelor care să acorde un sprijin persoanelor nevoiașe, bătrânilor, și am ales satul Mărculești și Sudițiu din județul Ialomița și mai sunt încă două sate din județul Călăraș. Sperăm ca să ajutăm și noi cu cât putem, cu un mic ajutor pentru cei nevoiași, pentru cei în dificultate. Încercăm cu ce avem să ajutăm pe cei pe care Consiliul Local, primarul, i-a ales ca fiind cei mai, îndreptățiți sau mai într-o situație mai dificilă, ca să primească un ajutor. Mergem pe teren și constatăm că în casă este la fel de frig ca și afară. Și am ales persoane vârstnice, familii cu copii, care nu au avut posibilitatea să-și cumpere lemne și măcar acum la sfârșitul iernii, să ne place să spunem sfârșitul iernii, dar nu chiar, este mijlocul iernii, cu aceste lemne care le vom distribui astăzi, să poată să aibă o atmosferă plăcută în casă. Oameni bolnavi, familii cu venit sub nivelul de trai, bătrâni singuri au primit cu sufletul deschis vizita voluntarilor de la Crucea Roșie și a reprezentanților unei companii de telecomunicații implicați în această acțiune umanitară. Nimeni n-a refuzat niște lemne. Chiar dacă și-a făcut provizii, nu strică să aibă în rezervă. Iarna e așa cum e, imprevizibil. Deci nu știi când durează? Foarte frumos, sigur că da. Și napolitane. Da? Da, mamă. Da, și asta sunt pentru mama ca să vă gătească, da? Da. Hai, mai găsește mama făină și trebuie zahăr. Da. Da? Iarna este grea și să vă încălziți. Da. Da. Cum vi se pare acest gest din partea celor de la Crucea Roșie, că v-au adus astăzi și alimente și lemne? Bine. Frumos. Frumos? Era nevoie? Da. Nu aveți o casă? Nu, nu. Și biscuiți? Stați cu chiria aici? De milă. Am un domn avocat din Jumii cu Vâlcea. Da. Și câți membri ai familiei sunt? Da. Noi trei locuim deci aici. Soțul mai locază aici cu un frate, dar lui are și el probleme cu casa aceea. Și toți patru locuim normal aici. Ce venit aveți? La același școală. 1.000.000 plus. El mai dă ce mai alimente, ce ne mai trebuie, cu copilul la medic, cu ăsta. Vă descurcați greu? Foarte greu. Și acum cu acest ajutor din partea Crucii Roșii? E bine, deocamdată e bine venit și ăsta. Aveați lemne? Mai am câteva, puține lemne. Mai dar sunt. Nu suficient? Nu suficient. Pentru că nu sunt posibilități.
Elena Garagața are 82 de ani și locuiește singură dintr-un venit de doar 700 de lei. Doar un cumnat îi mai deschide ușa din când în când. Singurătatea și neputința o copleșesc pe bătrână, iar ajutorul primit a emoționat-o peste măsură. Sunt singură, mamă, singură. Când vine timpul rău, mă uit pe geam și pe acolo și pe aici, sau și plâng și eu în casă singură, ce să fac? N-ai copii, n-ai nimic, ai... Foarte greu. M-au venit să vă aducă lemne. Da, bine, mamă, vă mulțumesc frumos. Stă în mâna să trăiți, să dea Dumnezeu sănătate. E foarte binevenit, plăcut, că o bătrână și o vedeți cum e, că nu se poate deplasa. S-a gândit bine că s-o ajute și pe ea. Este o inițiativă foarte bună și binevenită, pentru că oamenii din mediul rural sunt amărâți, sunt necăjiți. Avem persoane care bagă o gringi în foc la ora actuală. În foc pentru că nu au lemne. Am oameni care singurul lor venit este cel de la 416, deci undeva la 140 de lei pe lună, deci nu se pot întreține cu acești bani. Noi încercăm să-i ajutăm cum putem, le-am dat și lemne, le mai dăm când chiar ne-am aprovizionat acum și îi ajutăm și noi. Inițiativa celor de la Telecom și Crucea Roșie a fost foarte binevenită și chiar îi rugăm să ne aibă în vedere și în viitor, pentru că e nevoie de astfel de gesturi. Aceste acțiuni vor continua și în județele Tulcea, Călăraș și Buzău.